Grupul de comunicare strategică a publicat marți ultimul bilanț al pandemiei de COVID-19, iar ultimele date arată că au fost înregistrate 3.382 de cazuri noi, 119 decese și 978 de persoane erau internate la terapie intensivă în România. Până marți 23 februarie, pe teritoriul României au fost confirmate 784.711 cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 728.252 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 3382 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Până în marți, pe teritoriul României au decedat 20.013 persoane. În intervalul 22-23 februarie au fost raportate 119 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus și internați în spitalele din țară. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani. 4 decese la categoria 40-49 de ani, 6 decese la categoria 50-59 de ani, 38 de decese la categoria 60-69 de ani, 41 de decese la categoria 70-79 de ani și 29 de decese la categoria peste 80 de ani. 118 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru un pacient nu au fost raportate comorbidități. În unitățile medicale din țară, numărul total de persoane internate cu SARS-CoV-2 a atins 7.463, dintre acestea 978 sunt la terapie intensivă. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 5.904.761 de teste real-time PCR și 262.823 de teste rapide antigene.